Luăm o bine meritată vacanță sau un bine meritat concediu. Am încheiat acum sau încheiem un an școlar. Implicarea unei colege, profesor coordonator al echipei Sila Ghiantonia, pe care o invit lângă mine, alături de doamnele profesoare Lele Felicia, Irimiță Ramona și Buzle Alina. Dânsele au coordonat un grup de 16 elevi din clasele a 9-a-10-a care au desfășurat împreună activități, în urma cărora am primit acest titlu. Este o onoare pentru școala noastră. În acest moment suntem singura școală din județul Bihor cu acest titlu. Sper în continuare ca cei implicați să reușească să desfășoare activități noi în așa fel încât să ne păstrăm acest titlu. O rog pe colega mea să înmâneze diplomele elevilor participanți. Bărcuiești Dastian, Hodorog Natalia, Hamza Victoria, Gabrian Miruna, Irimiță Bianca, Lup Flavia, Panea Andrada, Popa Iasmina, Pușcău Patricia, Țap Paul, Buciu Raisa, Cioară Bianca, Costă Iulian, Fechete Lorena și Fildan Raluca. Le mulțumim colegilor, profesori și elevilor pentru implicarea în această activitate. Astfel au contribuit la îmbunătățirea renumelui școlii noastre. Am să continui acum cu câteva concursuri școlare și olimpiade care au fost reluate cu prezență fizică foarte multe dintre ele după o lungă perioadă. Profesorii coordonatori Ana Morung, Hanga, Simona, Ramona, Irimiță, dacă sunt aici, îi invit să acorde premiile obținute de elevii participanți. Olimpiada de limba și literatura română, etapă județeană, mențiune, se acordă elevei Palencea Rebecca. Da. Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, etapă județeană, se acordă elevei Venter Andreea, mențiune, din clasa 9B. Ana Morong. Olimpiada de limba și literatura română, etapa județeană, se acordă elevei Tanco Giulia din 7C, a obținut mențiune. La concursul județean, Viață prin ochi de poet, se acordă elevului, premiul, elevului Mone Răzvan, premiul al doilea. Felicitări! Concursul Terra. Având în vedere că doamna profesoară Simona Hanga nu a putut să fie prezentă, am să mânez eu premiile aceluiași elev, și anume premiul 3 la concursul național de geografie Terra pentru clasele a 5-a-7-a, cu calificare la faza națională, Rafa Daniel.
același elev premiul special la faza națională. Felicitări! Continuăm cu olimpiadele școlare. Colegele mele de limba română au și început acest lucru pentru că au avut și concursuri și olimpiade. Alte discipline la care elevii noștri au participat la olimpiadele școlare la nivel județean sau național sunt biologie, istorie, matematică, geografie, limba engleză, sport, religie, tehnologia informației și comunicării. Îi invit pe colegii mei alături de mine pentru a înmâna premiile elevilor. Engleză, etapa județeană, se acordă mențiune elevei Gavriluț Maria din clasa 9B. Felicitări, Maria! Elevul Florea David Iulian din clasa 11B a obținut premiul întâi la Olimpiada de Tehnologie a Informației și a participat la faza națională a aceleași olimpiade. Îi dorim data viitoare, când ajunge la națională, să vină cu o mențiune. Cel puțin. La Olimpiada de Religie Alianța Evanghelică se acordă premiul întâi elevei Cocii și Andreea din clasa 11B. La Olimpiada de Geografie, etapa județeană, Popa Andrada Ioana, din clasa 9A, a obținut premiul al doilea. Felicitări! Se acordă mențiune la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, elevului Zodieriu Bogdan, clasa 5AD. Tot la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, se acordă mențiune elevului Dejo Andrei din clasa 5AC și tot mențiune elevului Rafa Daniel, tot din clasa 5AC. Continuăm cu sportul. Bună ziua! Aș dori numai să menționez echipele care au participat la disciplina basket. Mă refer la fete gimnaziu, care au ținut locul 2 la nivel județean, fete liceu, locul 2 la nivel județean și băieți gimnaziu, locul 3 la nivel județean. Mă revanșez cu diplomele după masă la antrenament. Felicitări! Și am să completez eu la disciplina educație fizică și sport. Elevul Fechete Sorin Sebastian s-a calificat la etapa națională. Felicitări! Domnul profesor lipsește deocamdată. Olimpiada de biologie, pentru că în acest an ne-a dus o foarte mare bucurie. Întrucât școala noastră, orașul nostru, județul nostru, Bihor, tot județul a fost reprezentat de o echipă a școlii acesteia. Și este o situație specială care merită aplaudată din plin. Da, rezultate remarcabile s-au obținut și în acest an școlar la Olimpiada de Biologie, atât faza județeană cât și faza națională. Putem spune că prin muncă susținută, prin efort, prin ambiție și pasiune, se poate. Rezultate remarcabile a obținut eleva Zodieriu Georgia din clasa 9B la Olimpiada de Biologie, faza județeană, premiul întâi, mențiune la faza națională.
tot din clasa 9AB, elevul Dat Florin a obținut la Olimpiada de Biologie faza județeană mențiune. Eleva Ștefancic Georgiana din clasa 11AB a obținut premiul întâi la aceeași Olimpiadă de Biologie faza județeană și premiul special la Olimpiada Națională de Biologie. Și la clasa 10-a, eleva Tang Eliza Ștefania a obținut premiul la faza județeană și mențiune 1 la faza națională. Felicitări tuturor! Noastre Anca Cazan și Monica Micula pentru rezultatele deosebite din acest an, dar și din ceilalți ani. Și de asemenea îi felicit pe toți colegii care îndrumă și coordonează elevi pentru olimpiadele școlare. Este o activitate extra școală, trebuie foarte multă muncă, foarte multă implicare din partea dascălilor și foarte mult efort, muncă și susținere din partea elevilor și a părinților. Este o plăcere deosebită să ne gândim că elevii noștri au reprezentat județul Bihor și nu au venit cu mâna goală, au venit cu premii, ceea ce este deosebit pentru noi. De aceea, astăzi ele vor fi felicitate și premiate de primarul orașului, domnul Ioan Tudoca. Încă o dată felicitări doamnelor profesoare, pentru că a coordona o astfel de echipă nu este ușor. Și felicit de asemenea și pe cele trei fete, deoarece ele sunt și promotoare ale orașului Alești. Pentru că acolo se vede, mai de unde or fi fetele astea? De în orașul Alești, de acolo sunt și profesori buni și copii foarte buni. Deci, se acordă elevei Ștefancic Georgiana, clasa 11B, pentru promovarea orașului Alești și rezultate deosebite la etapa națională a Olimpiadei de Biologie. Felicitări! Și un mic cadou bănesc pe care să-l folosiți cu drag în vacanță. Se acordă elevei Tanche Eliza, clasa 10AB. Și elevei Zoldieriu, Georgia. Felicitări! Felicitări tuturor! Aplauze pentru toți cei premiați extrașcolari și pentru profesorii lor.